Salutare băieți. Ok, salutare băieți. Eu sunt Răzvan și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm pe România Roleplay. Da, eu deocamdată sunt la Agile pentru mixing. Nu înțeleg de ce, n-am făcut. Da, alături de Andrei. Yay! Ok, deocamdată eu sunt în Agile pentru că n-am vrut să fac non-RP. N-am vrut să fac RP Fear pentru că am văzut un negru cu mască. Pe bune acum, frate, ăsta e un motiv cam ciudat să-ți iei Agile. What the fuck? Adică, na, eu am intrat, cred că, nici 2 ore pe serverul ăsta și deja trebuie să știu tot. Frate, care-i chestia? Mă rog, acesta a fost și episodul. What the fuck? Mă rog, vă las să vedeți episodul și eu am plecat. Mă rog, când mi se termină Agile. Ok, băieți, am revenit și în joc, mi s-a terminat Agile-ul. Și acum vedem de ce facem. Mă rog, vreau să vă arăt ce trebuie să faceți dacă sunteți noi pe acest server. În primul rând, voi vă spawnați chiar aici, adică în fața primăriei. Din Palomino Creek. Ok, aici, când vă spawnați, cred că aveți $200 în care puteți... 250. Shut the fuck up. Mă rog, și trebuie să vă închiriați o mașină de acolo. Dacă n-aveți destui bani sau vreți mai mulți bani să aveți la voi, dați /GPS și dați locații importante și bancă. Și banca este foarte aproape, adică e la 2 pași distanță. Stați acolo. Bă, vezi bă că ți-ai primit pe ID-ul, că e 10. Hai, cum mai este ora 10? Nu, mi l-am primit de mai mult timp. Bun, și dați /enter. Stați un pic, că vreau să-mi casez și eu pe ID-ul. Și, deci, pe serverul ăsta, pentru că este nou serverul și nu sunt foarte mulți oameni pe el, adică... Na, e nou. Totul este extrem de ieftin, adică pe bune. O casă este $10,000 și pe România... Și pe România Roleplay este cea mai ieftină, este 40.000. Deci vă dați seama de diferență. Da. 600. Acum avem 1100. Și am văzut că un Esperanto, mașina care vreau să mi-o iau, este $2,500. Adică foarte ieftin. Totul este foarte ieftin pe serverul ăsta. Bun, și cam după ce v-ați luat o mașină, adică după ce v-ați luat banii din bancă, o să vă spawnați pe... Bă, tâmpitule, îmi iau copyright. Știi că încă vii mai, nu? Da, și poate mi-au copyright din cauza. Look at that shot. Băi, îmi bag piciorul. Gata. Gata, nu mai primești ciorbiță caldă astăzi și dorm pe preș în seara asta. Bun, am închiriat un vehicul și este prost, este exact ca la International Roleplay, adică trebuie să dai /vehicle ca să pornești motorul și să oprești luminile. Bun, și uitați-vă, deci, hai să vă arăt, chiar este foarte ieftină o casă, extrem chiar, ia uitați-vă, deci chestia asta 53.000, normal cred că pe România Roleplay ar fi costat... Vreo 100.000 chestia asta, sau 250.000. Asta este una printre cele mai bine vândute case. Cred că e cea mai scumpă după server, îmi pare. Gândiți-vă la una care costă pe România Roleplay 1.000.000, pe serverul ăsta să coste doar $1. Uite, și chestia, deci dacă vreți să vă luați, de exemplu, o căbănuță de-aia, are un interior destul de mare, să fiu sincer. Da, chiar dacă la o căbănuță de-aia. E foarte ieftină, uitați, vă luați de-aia în zona aceasta. Că bănuțe câte vreți. Mă rog, da-ste, ce-or fi. Uite și chestia, și căsuța asta mică, așa. E $10,000. Hai să intrăm, You can't enter...
unowned property. Băi, deci totul e foarte ieftin, cu 2000, cu 12.500 de dolari îți iei tot ce vrei, adică îți iei și casă și mașină. Nu înțeleg ce mai faci pe serverul ăsta, adică na, îți iei mai multe mașini sau ceva de genul. Vă list. You can enter. Stai ce? Vă get 1-3, deci poți avea până la 3 mașini. Mă rog, eu cred că trebuie să faci cât mai mare o reputație, cât mai mare pe server și da, să ții cât mai multe mașini și o, cea mai scumpă casă pe server. Altceva nu ce faci. Oh, fuck, bro. Ok, și după ce v-ați luat banii din bancă, va trebui să vă luați carnetul de șofer. Mă rog, și v-ați închiriat o mașină de... V-ați închiriat un Greenwood. Mă rog, eu am modificat schimb de la Greenwood și de-aia arată așa. Că na, da, e un... Nici nu mai țin minte ce chestie asta. A, Volkswagen. Sau ce e? Stai. Nu mai știu exact ce mașină e asta. Am băgat modul acum foarte mult timp. Da, tu. Ok, și de exemplu... Cine a bazit? Ok, în Montgomery intersection aici. Aici este DMV-ul. Și e o prostie DMV-ul ăsta. Deci pe bune acum. Serverul e fain în restul, dar DMV-ul e cea mai nașpă parte. Trebuie să mergi minim, maxim 55 de kilometri pe oră. Și trebuie să nu lovești mașina deloc. Adică, tu vezi ce loc strâmpi aici. Eu sigur o veam. O loveam. Dacă eram acum pe Superstar, nu era nicio regulă, pur și simplu te distrai. Superstar nu e de roleplay, ăsta e un roleplay. Mă rog, e roleplay chiar că dacă e în devenire și are multe bug-uri, adică mi-a dat o grămadă de shut-off-uri de-astea. Mi-a dat o grămadă de crash-uri până acum. Și pe bune acum. Chestia e foarte... Bă, dar știi care e faza tare la serverele astea de roleplay? Yeah. Bă, cred că în niciunul, doar pe Metropolitan Roleplay, nu trebuie să respecti regula asta cu benzile. Ba, da. În România roleplay, dacă nu faci așa, dacă conduci ca nebunul, poliția, Nino. Mă rog, stați secundă. După ce, să zicem, după ce v-ați făcut rost de... carnet și ați făcut testul cu succes și trebuie să vă luați și o slujbă. Și după aia să-l prindeți pe Pikachu. Da, și pe Pikachu. Pikachu? Shut the fuck up. De exemplu, eu sunt la sweeper și îmi place foarte tare cum au făcut ăștia mașinile de sweep. Adică pe bune acum chestiile astea s-au urite. Stai, mama, turătorile de stres. Ok, hai să-mi fac și tura. Ai 15 minute la dispoziție, nu știu de ce. On. Așa puteți face rost. Adică așa puteți da drumul la engine. Sau e off. Tu cred că o să fac foarte multe videoclipuri cu roleplay pe serverul ăsta. Adică pe bunea, deci mie chiar nici nu mai vine să mă duc pe România roleplay. Apropo, bă, îmi place chiar, prea mult. Chiar o să facem un live stream după ce abladăm episodul ăsta. Bine, Răzvan o să facă, el o să se joace Outlast. O să terminăm amândouă Outlast-urile într-o singură zi. Uitați-vă, bă, o să fie epic. Doar atât acolo. Amândouă Outlast-urile, când durează ceva. Doar Outlast va fi plăcut. Outlast normal. Outlast și cu DLC. Da. Bă, și da, după ce v-ați făcut rost de destui bani, de exemplu 2500 de dolari, foarte ieftin, normal pe... ți-ai terminat tura și ai primit 350 de dolari. Ridică-ți cecul de la bancă, nu poți să mai fac o dată. Oh. Nu.
Am primit un cec de 350 de dolari, ok? Și după ce fugeți mai încet decât bunica mea care are Parkinson, și asta fac, mă. Vă duceți în mașină și vă duceți la unde ne ducem, că nu știu. Vedem. Mă rog, și la început vă dă un test foarte, foarte ușor de roleplay. Adică, na, ca să vadă dacă știți vreun pic de roleplay. Eu am răspuns greșit la două întrebări și la trei am răspuns corect. Da, nu știu de ce, am făcut cele mai corecte variante, adică, na. Bun, și după aia trebuie să vă duceți la dealership, nu? Până la ce oră facem la schimb? Nu știu. Stați, bă, că ăsta vrea să ne bușim, ce naiba, frate, e nebunit. Nu vrem să ne putem. Să ne dăm bot în bot. De tip, what the fuck, o să cam dureze. Dealership-ul e în următorul oraș, cred că e în Red Country. Ok, cred că e aici. Nope. Nope. Apropo, eu îmi sting bani pentru o mașină ca să nu mai închirez într-una și... Mașina mea este un Esperanto. Păi, frate, să-mi iau. Exact. S-a mai mult. Ok, ok. Mă rog, să arăt la lume ce trebuie să faci dacă ești nou pe server. Atât. Aici mă duc de pare că ești un vechi pe server. Nu, dar deja am învățat cam totul. Aproape tot. Da, și aici este dealership. Dealership, uite aici m-am întâlnit eu cu unul de ăla din ganguri. Țiganul ăla de culoare cu masă. Da, din cauza la tâmpitul ăla care mi-am luat eu, din cauza la mixing. Că am făcut mixing. Dealership. Să ești un vici până mai iasă. Achiziționează vehicul. Să faci mixing. Uitați-vă și voi, adică 21.000, 21.000 Landstalker. Cam mult, să fiu sincer. Mă rog, Buffalo 27.000, foarte ieftin iarăși. Normal, costa foarte mult. Mă rog, sentinelul cam atâta. Vreau să văd cât este handle-ul. Sau dacă nu, un infern. Uitați-vă și voi cât de ieftin e voodoo-ul. Stai așa. Pony. Uitați, uitați, asta e mașina care vreau eu să-mi o iau. E foarte ieftină și foarte mișto. Și mie îmi place prea mult mașina asta. Esperanto? Da, sau să mă uit de mult Tahoma. Nu știu, mi-ar place. Dacă am găsit odată un Infernus la mâna a doua pe un site dintre ăsta pe GTA San Andreas. Doar uitați-vă și voi la prețul de la premier. Normal ăsta era 100.000. Răzvane, dacă ai găsit un Infernus pe stradă, bușit, nu foarte rău, și cu motorul deschis și cu ușa deschisă, l-ai luat? Mai stau pe gânduri. Adică n-am. Da, adică bușit. Cui pasă dacă e bușit? Da, de fapt așa este. Asta înseamnă doar pe serverul ăsta doar trebuie să te deplasezi repede. Sau un soleil. Sau cel mult cu 53 de km face la oră. Freeway-ul atât de ieftin? 15.000? Freeway, adică motoreta asta mișto. Next. Mi-e place foarte Lendale mult mașina. Sanchezu. Deci, Sanchezu e cel mai tare. E 32.000 Sanchezu. Squad-ul e 9700. Hermes-ul e iarăși foarte ieftin. Sunt mașină mișto, rău. Vreau să luăm un Infernus. Mă rog, eu mai mă uit la mașini de astea și revin. Bun, m-am uitat de Tahoma, este 23.000 o Tahoma. Nu e foarte scumpă. Mi-aș putea permite. Am văzut o mașină cu tine, mai ții minte, la 41.000. Serios? Da, mi-ai văzut? Nu. Ok, DMV. Hai să mergem la bancă. Ca să-mi iau și-o cecul. Stai așa, ce cec? De 350 de dolari. Da, de ce? Stai, da. Bă, Răzvane. Yeah. Am văzut un joculeț nou, horror, bă. Adică? Bă, și mă gândeam să-l facem. Destul o secundă, să vede și statusurile mele. Stai așa un pic, că ți-l arăt. A, da, cred că nu există level pe chestia asta. Și măcar nu-ți arată câte ore jucate ai. Că n-ai voi, vedeți, eu nu prea văd. Am 1100 de dolari în bancă. Se numește Welcome to the Game. Simulează cum intri pe Deep Web.
Da, și am trebuie să încercat ai grijă să nu fii prins. E foarte, foarte, foarte tare. Eu l-am jucat într-o zi pe, la un prieten, îl cheamă Andrei, cel mai tare pe care poți să-l ai. Bă, și ne-am căcat pe noi de frică. Deci începusem să sunăm lume să vină la noi, că ne mai era prea frică să stăm singuri. What the fuck is that? Deci... Bă, deci eu aseară am vrut să mă joc Outlast, n-am văzut? Oh, shit! Oh, what? Ok, a fost aproape asta. What the fuck? Și nici măcar o singură zgârietură? Oh, shit. Deci, stai un pic că trebuie să rolez aici. Deci, cum mă cheamă, că am uitat. Nu știu. Te zic, dacă nu știu cum mă cheamă. Ruben se simte foarte panicat din cauza răsturnării mașinii sale. Holy fucking shit. Bă, deci dacă s-ar fi întâmplat chestia asta în realitate, cred că acum gleșinam aproape. Acum gleșinam, what the fuck, Romane? Eu și slab de inimă. Eu cheamă prin motorul, hai să-mi iau check-ul. Uite aici. Stai că mă mișc așa ca Boshi. Boshi! Mișc mai încet decât... The Big Ear. În această încăpere există camere de supraveghere care înregistrează acțiunile tale. Mă doare... Și ăla care a pus camerele, cred că suferea de prostia acută, nu sunt sigur. Oh, shit, ce naiba făcui, mă? Am dat slash enter și m-a înghețat. Ok, ce-ai făcut? Depozite m-am căcat pe mine! Ia mai dă încă o dată slash enter. 250. 1350 de dolari. M-am puțin și mie. Mai bani puțin și mi-au mașina. Ups. Exit, că am uitat în plan. What the fuck, bă bune? Da, ia uite cum merg ca Barosan. Băi, bagă cu parcă să mai repede nu se poate. Dar ce pana mea e la C? C e primăria, mă. Credeam că poți să faci misiuni de la Catalina. Ții minte... Bă, da, Răzvane, mai ții minte când am terminat noi GTA San Andreas? Vroiam noi să terminăm GTA San Andreas într-un singur videoclip și am ajuns noi la misiunea cu Kay to her heart când intrai în magazinul ăla. Nu mai mi-am mintit. Ok. Și în această încăpere. Bă, dar mie îmi place că este un punct roșu, nu trebuie să scrii nimic. Da. Ok, hai să vedem ce ne putem cumpăra. 25 de dolari în mască, what the f- bag. Cigareți, lighter fluid, spray can, gas can, camera. Camera? Ce face cu o cameră? Watch. Să-mi cumpăr un ceas. Ok, ceas rămâne. Blacking kit, numer C. Chipsuri, ia-ți bă, chipsuri. What the fuck, 10 dolari chipsuri? Și soda, și vodka. Mi-aș o vodka, îmi cumpăr ceas, vodka, și atât. Vodka. Exit. Bă, dar oare mai am voie să conduc dacă beau vodka asta? When you drink some cola, you're... What the fuck? When you drink some cola, you're from fucking... Ia-l, 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 when you drink some vodka, you make other Rusia. Rusia! Ai, ai, ai! Scăniat! Oh, alo, bă! Ești drunk. Stai o secundă. Ok, cam atât a fost. Bă, eu zbor de beat. Și cu acest episod. Nu uitați de like, share. Da, mă îmbătară de tot la sfârșit. Eu am fost... Ia că știu că mă mișc. Ăsta a fost Răzvan și vă zicem împreună, pa, bye, bye.